Bună și bine ai venit pe canal, eu sunt Cristina și astăzi suntem la țară, suntem la bunica lui Andrei, după cum se vede, suntem la curte. Bebe doarme, deci am la dispoziție o jumătate de oră, o oră să fac curățenie în mașină. E timp suficient, o să încep cu interiorul, dacă nu se trezește bebe o să fac și exteriorul. Sunt costumată de scandal, așa că hai să începem. Dacă îți place clipul meu, dă-i un thumbs up, dacă nu îți place, dă-i un thumbs down. Dacă acum mă vezi pentru prima dată și îți plac clipurile mele, abonează-te și activează și butonul clopoțel ca să fii notificat data viitoare când postez.
aspirat interiorul. Nu știu de ce, dar noi am păstrat la mașină și prejurile vechi și am cumpărat și unele noi din acelea de cauciuc. Pe cele vechi le-am scuturat și le-am periat, pe cele noi le-am spălat și le-am pus la uscat. Iar acum o să mă apuc de curățat interiorul, bordul, plasticele din mașină. De obicei fac asta cu o cârpă și detergent, dar astăzi vreau să mă mișc mai repede, așa că o să merg repede cu șervețele umede. Despălat preșurile și de șters toate plasticele din interior. Între timp, preșurile de cauciuc s-au uscat, așa că o să le pun la loc în mașină și o să vă arăt rezultatul final. Nu mai am timp să mă apuc și de exterior, așa că pentru astăzi vom rămâne la interior. O să revin imediat cu rezultatul final. Acesta este rezultatul final. Sper să se poată vedea cât de cât. Lumina nu este chiar cea mai potrivită, dar am încercat să fac tot posibilul. Sper că v-a plăcut clipul meu. Dacă v-a plăcut, dați un thumbs up. Dacă nu v-a plăcut, dați un thumbs down. Dacă acum mă vedeți pentru prima dată și vă plac clipurile mele, abonați-vă și activați și butonul clopoțel pentru a fi notificați data viitoare când postez. Pa, pa!